Anul 2019 a fost un an bogat, spunem noi un an bogat, întrucât s-au derulat multe proiecte în localitatea Dofteana, proiecte guvernamentale, proiecte din bugetul local și proiecte din finanțarea Uniunii Europene. Și aș enumera câteva. Aș enumera pe cele finanțate prin proiectele europene, prin AFIR, care au fost o gură de oxigen, aș spune așa, pentru localitatea noastră, întrucât s-a dezvoltat într-un an de zile destul de mult. Aș începe cu proiectul care s-a derulat prin măsura 7.2 în valoare de 1,5 milioane de euro cu tot cu TVA, proiect care a stat la baza modernizării drumurilor din satul Ștefan Vodă, Dofteana și Hădeac, prin consolidarea celor mari abrupte de la podul Mihaiaș, inclusiv în zona familiei de acolo un pic mai jos. Următorul proiect care s-a derulat prin fonduri guvernamentale a fost proiectul ce a stat la baza modernizării drumului de la Parcul Dendrologic până la Părău Adânc, asfaltarea drumului și consolidarea malurilor pe o lungime de 3,5 km. Un alt proiect care s-a dovedit a fi un proiect de succes a fost acela modernizarea grădiniței din satul Dofteana, mai bine zis construirea unei noi grădinițe în satul Dofteana cu 4 săli de clasă, este P+1, iar suprafața desfășurată este de 850 de metri. Un alt proiect finanțat prin PNDL, finanțarea de la Guvernul României, este acela de a construi cele două poduri în valoare de 27 de miliarde, vorbesc în bani vechi, în satul Cucuieț, în zona Valea Codului. Un alt proiect care se va desfășura și deja am început lucrările pe Valea Codului în satul Cucuieț este acela în valoare de 135.000 de euro fără TVA, proiect derulat prin Uniunea Europeană, modernizarea drumului pe Prund, așa se numește, din zona magazinului Iliescu și până la ultima casă la numitul Bujor Constantin. Proiectul de modernizare a școlii din satul Dofteana prin POR, proiect operațional regional, care am dat ordinul de începere a lucrărilor la școala Dofteana, iar cel târziu la data de 1 martie vor începe modernizarea școlii Dofteana prin construirea unui nou corp de clădire atașat, alipit mai bine zis de celălalt vechi și jos la partier vom construi acea sală cu mese cu o capacitate de 151 de locuri, o bucătărie acolo unde am putea să le dăm copiilor o masă caldă în fiecare zi începând cu orele 10. Pe parcursul acestui an am obținut finanțarea construirii unei săli de sport vis-a-vis de părculețul de agrement din Dofteana, o sală mare de sport pe o suprafață de 2250 de metri pătrați, care va fi de folos întregii comunități din Dofteana. La fel se va derula și proiectul cu construirea unei noi grădinițe P+1 cu o capacitate de 4 săli de clasă în satul Cucuieț. Am dat ordinul de începere a lucrărilor, iar cel târziu la data de 1 martie vor începe aceste lucrări. Finanțarea va fi asigurată prin Ministerul Învățământului. Sigur, avem multe proiecte în derulare care au fost începute în anul 2019. Aș începe cu modernizarea drumului din DN12A până la cantonul Silvic Larga, un drum care are în componență așa două poduri, un pod de 25-26 de metri care aș putea să vă informez că 70% din el este aproape gata, iar un pod mai mic în zona familiei Gheorghe Timaru și o lungime de 600 de metri în iar de gabion care în iarna acestui an sper să încheiem această lucrare, iar în primăvară sau în vara anului viitor va fi modernizat drumul prin asfaltarea cu două covoare asfaltice. Sigur, la nivel de localitatea Dofteana mă declar mulțumit în calitate de reprezentant al comunității. Mă declar mulțumit prin faptul că am derulat foarte multe proiecte, au rămas de derulat multe proiecte în continuare și pe anul 2020, inclusiv anul 2021, dar vă informez, stimați cetățenii localității Dofteana, că localitatea noastră încheie la 31 decembrie cu plus. Cu plus aș putea să vă informez că
nu avem bani împrumutați nici de la trezoreria statului, nici de la o bancă, nu avem datorii la nimeni, iar intrăm în anul 2020 cu fruntea sus, fără datorii. În calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, aș vrea să vă transmit un mesaj cu ocazia faptului că ne apropiem de sărbătorile de iarnă a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Doresc tuturor cetățenilor din Dofteana să aibă parte de multă sănătate, multă căldură și lumină în sufletele lor, însoțite de tradiționalul La mulți ani dofteneni.